Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Dezbaterea Zilei. Astăzi vom discuta despre câteva din problemele din învățământul ieșan cu domnul Lavinu Lăcustă, președintele USLIP, adică Uniunea Sindicatelor Libere din Învățământul Preuniversitar. Bună ziua, domnul Lăcustă, bine ați revenit în platourile noastre. Bună ziua, bine v-am găsit. Nu-i prima dată. O situație inedită este cea legată de demisiile cam multe ale unor directori de școală, care au fost numiți în funcție pe data de 5 ianuarie și luni pe data de 9 au plecat. Care ar fi explicațiile pe care considerați dumneavoastră că ar fi de dat pentru astfel de demisii? Niciunul nu a vrut să comenteze dintre demisionari, dar este o situație inedită. Da, este destul de dificil să speculăm care au fost motivele pentru care aceștia și-au înaintat demisia. Însă dacă trebuie să avem două abordări, o abordare strict tehnică din punct de vedere juridic și una evident din perspectivă umană. Dacă este să privim perspectiva juridică, așa cum se știe, demisia este un act unilateral de voință pe care nu trebuie să-l motivezi sau să-l explici prea mult. Perfect, este perfect adevărat, dar ei au fost numiți pe 5 ianuarie. Da. Asta fiind joi, și pe 9... Eu vă 9... pot spune fără a da exemple, am câteva situații, câteva cazuri de domn director care au fost numiți fără ca aceștia să-și fi dorit acest lucru. Bun, deci, haideți, fără să... Nu, haideți întâi să explicăm telespectatorilor faptul că în toamna anului trecut a fost organizat un concurs pe vremea guvernării Cioloș, un concurs pentru ocuparea posturilor vacante de directori și directori ajunți. La nivelul României era vorba de vreo 6.000 și vreo 300 de posturi. Jumătate au fost ocupate. Chiar mai mult. Mai mult de jumătate. Era 63% posturi de director plin și un 54% adjunți. Da. Da? Deci, au fost validați, dar au rămas niște posturi de conducere vacante, nu? Da. Pentru care trebuiau să fie numiți directori interimari. Au existat, avem câteva situații, au fost școli la care nu s-a înscris nimeni, nu am avut candidați la postul de director. E vorba de școli din mediul urban sau mediul rural? În general școli din mediul rural. Am înțeles. Au mai fost de asemenea și candidați puțin la număr care au fost respinși la acest concurs. Bun, din vari motive unii dintre ei. Ulterior, așa cum știți, este adevărat că această perioadă, finalizarea acestui concurs a coincis și cu schimbarea de putere din România. Da, așa e, că au fost alegeri pe 11 decembrie. Postul guvern dacian Cioloș s-a retras în decembrie, iar concursul efectiv ar fi trebuit să se încheie undeva în ianuarie. Nu, conform ăstuia, pe data de 21 decembrie, inspectoratele școlare județene trebuiau să emită deciziile de încetarea detașării și pe 9 ianuarie să fie... Da, mă refer din punct de vedere tehnic, întregul proces ar trebui să fie finalizat pe data de 9 ianuarie. Da. Din acest punct de vedere, așa cum spuneam, avem și o schimbare de putere la nivelul ministerului. Bun. Care evident că a trebuit să ia act de o realitate pe care au găsit-o. Și ce ni s-a transmis și nouă, la nivelul întregii țări, existau câteva sute de unități școlare care nu aveau director în luna ianuarie. Bun. Există aici, cum era și normal, evident că acele posturi trebuiau acoperite pentru că unitatea școlară nu poate funcționa fără postul de director. Bun, și au fost numiți interimari, nu? Da, au fost pe numiți, data de 5 ianuarie, ne apropiem de problemă, au fost numiți în anumite situații, așa cum vă spuneam, acolo unde nu a existat o voință, au fost numite și persoane care nu și-au dorit acest post. Există însă, avem mai multe categorii, nu putem generaliza. Da, da. Deci există persoane care nu și-au dorit acest post. Bun. Există persoane care și-au dorit postul, adică l-au acceptat, nu neapărat cu un entuziasm debordant, dar l-au acceptat. Probabil că există și o a treia, nu probabil, sigur, există și o a treia de categorie de persoane care și-au dorit acest post, l-au acceptat și l-au și în prezent.
Deci vorbim de trei categorii de... Haideți că aici, la ultima categorie, trebuie o leacă să intervin eu, pentru sigur, că guvernul Cioloș a spus în felul următor: domnule, organizăm concurs de ocupare posturi de director plin și director adjunct, cei care nu au reușit să promoveze concursul nu mai au dreptul să ocupe funcția de director plin sau director așa adjunct. Este. Da? Da. Ei, pe data de 9 ianuarie, în Iași, regăsim persoane în funcție de conducere care au participat la concurs și care nu au luat concursul, da, nu l-au promovat. Așa este. Da. Ei, care este explicația? Respectăm sau nu respectăm niște decizii luate de către Ministerul Educației? Toate numirile au fost fundamentate pe lege. Deci inclusiv dacă au fost numiți în funcție din nou directori care ocupați la acest post și în trecut, aceste decizii de numire au fost făcute și au fost fundamentate pe lege și pe ordine. Pe care lege? Guvernul Cioloș, ministrul Educației? Există ordinul 666 pe care l-a... Vorbiți ăsta de dat semnătura ministrului secretar de stat Liviu Pop? Da. Eu nu... Păi vorbim, suntem în zona legislației la momentul vorbirii. Bun. Din punctul de vedere al sindicatului, vi se pare normal ca un ministru secretar de stat, Liviu Pop în speță, să schimbe ordin de ministru? Înțeleg. Nu, eu înțeleg întrebarea. Da. Eu doar vă spun motivația și fundamentul acelei decizii. Era legat de faptul că în momentul în care a fost preluat portofoliul de secretar de stat și respectiv domnul ministru al educației, au găsit la nivelul întregii țări câteva sute de unități școlare care pe data de 9 ianuarie nu aveau director în funcție, pentru că nu-și dorea nimeni acest post. Și vă întreb pe dumneavoastră care ar fi fost soluția. Dați-mi o altă variantă. Păi nu, dar haideți că acum să vă spun eu, nu? Păi nu, dați-mi... Nu variante. Varianta la asta se numește. Dar eu vă întreb, acolo unde pe 5 ianuarie au fost numiți directori interimari, pe 9 ianuarie ăștia și-au dat demisia ca să vină alții. Da. Adică așa, dumneavoastră, acum noi, sindicatul, vi se pare normal, domnule, am numit un director interimar prin... decizia inspectoratului pe 5 ianuarie, pe 9 ianuarie mă trezesc cu demisia aluia că de fapt vrea altcineva. Da, noi încercăm și aici vom face niște speculații ce a determinat aceste sau ce au determinat aceste demisii, da? Exact. Sunt 29 de demisii cum prezintă presa locală. 29 de demisii și imediat după aceea au revenit parte dintre cei poate care au participat simplu, la concurs și m-au luat. Da. Cel mai simplu sau ar fi fost poate ușor de aflat un răspuns chiar de la cei care și-au dat aceste demisii. Nu vor să-și argumenteze demisiile. Nu vor să-și le argumenteze. Poate de asta am întrebat. Am zis că poate sindicatul... Dacă nu vor să-și argumenteze demisiile respective, atunci ce facem? Noi încercăm să speculăm și să găsim... Vrem să vedem de ce pe funcția de director și director adjunct, pe 9 ianuarie, cu toate că pe 5 au fost numite anumite persoane, pe 9 ianuarie au ajuns persoane care au susținut examenul, nu l-au luat, sau persoane care nu au susținut deloc examenul din toamnă. Păi erau chiar cele care nu au susținut deloc examenul din toamnă și au fost numite directori, erau chiar și pe vechea metodologie. Bun, deci puteau dar ocupa aici acest... guvernul Cioloș a spus foarte clar, domnule, cine nu se prezintă la examen nu poate ocupa funcția de director, cine nu promovează examenul nu poate ocupa funcția de director. Dar domnul schimbăm jocurile după cum se schimbă puterea, nu? Domnul Miron, nu putem face abstracție de motivația dată de către Liviu Pop. Peste 400 de unități școlare din România nu aveau director. Bun, 400 din vreo 6.000 da, și vreo 6.000 300, și ceva, 400 nu aveau ce... Nu este care cazul... era soluția? Nu este cazul acestor unități școlare din Iași. Păi, nu este cazul Nu știu ce se întâmplă în Telorman. Este județul lui Liviu Dragnea, poate că acolo a reușit să pună ordine. Dar aici, în Iași, plus că... Nu știu, mie mi se pare o leacă ciudat. Bun, îl numești pe 5. Eu am să vă întreb pe dumneavoastră care este ciudățenia. Păi ce am putea... Asta vreau să vă explic, că nu trebuie să mă întrebați pe mine. Haideți să avansăm cu speculațiile, pentru că doar noi suntem la o... Bun, speculațiile sunt în felul următor. Credeți că pe funcțiile de director au ajuns respectivii pe criterii politice? Nu mai puțin. Fac următoarea precizare. Toți cei care sunt și nu au concurs sunt interimari. Deci, nu. Da, este foarte important. Am și explicat la început emisiunii că sunt interimari. Pentru că în luna august
Vom avea un nou concurs de directori. Spune foarte clar, până la sfârșitul anului anului școlar 2016-2017 va trebui să fie organizat un concurs. Am și spus că sunt interimari. Am spus-o de la și început. Acum să revenim în metodologia concursului spunea foarte clar. N-ai participat la concurs sau ai picat concurs, nu poți să ocupi funcția de director, nici măcar interimar. Scurt. Haideți. Așa a decis la guvernul Cioloș. Acum a venit Liviu Pop și zice, nouă domne, chiar dacă n-ai participat la concurs, poți să fii director interimar. Chiar dacă ai picat concursul, poți să devii să fii director interimar. Cu toate că, pe data de 5 ianuarie, au fost numiți niște directori interimari. Eu vă pot spune pe că... Pe 9 vin alții. Domnul Miron, chiar în unitățile școlare în care au fost numiți vechii directori, a existat un acord al Consiliului Profesoral în sensul acesta. Deci este foarte importantă și poziția colegilor din unitățile școlare. Să nu uităm... Cu alte cuvinte, niciunul dintre asta nu este pe criterii politice. Ajuns în funcția de director. Dacă aveți dovezi legate de director numit pe criterii politice, vă rog frumos să faceți-le publice. Nu este niciun fel de problemă. Dacă aveți un singur caz... Încă o dată, săptămâna viitoare o să prezentăm pe postul nostru de televiziune un material în care o să arătăm legăturile între o parte din directorii de aici și calitatea lor de membri ai Partidului Social Democrat, astfel încât să nu mai existe caz deci de dubiu că dacă au ajuns sau nu. Publice, pentru așa, că eu nu... Asta vom face. Bun, haideți să trecem la al doilea subiect, care... Nu putem, nu, chiar nu vreau să ieșim... Nu, dar nu ieșim din subiectul dacă ăsta. Dacă există astfel de dovezi... Săptămâna viitoare, după ce vom prezenta materialul, am să vă invit din nou la emisiune ca să discutăm pe... Bun, aveți o acțiune, Uniunea Sindicatelor Libere din Învățământul Preuniversitar, o acțiune interesantă, cea mai bună. Vocea școlii eșene. Vocea școlii eșene. Da. Ce înseamnă, numai 3 minute, ce înseamnă asta? Haideți să le explicăm. Încercăm să identificăm cea mai bună voce din unitățile școlare, de la nivelul sistemului de învățământ preuniversitar eșean. Avem foarte mulți copii talentați și considerăm că o astfel de competiție este de natură să valorifice aceste talente și de ce nu să le stimuleze pentru... Până mai departe. Vin și vă întreb, nu cumva vă substituiți unor producători a unor emisiuni, cum ar fi Vocea României? Nu, este, nu. Este o... Nu, e prea mult să... Sau... Nu, este star... Nu, este... Kids. Cum avem și... este o deschidere și spre zona elevilor, cum este și normal, din partea cadrelor didactice, din partea noastră ca și sindicat. Este o zonă pe care nu putem decât să o, așa cum vă spuneam, nu putem decât să o evidențiem și să arătăm care sunt valorile școlii eșene, pentru că, din păcate, există o apetență a presei pentru a prezenta doar exemple negative. Nu este noi am apetența venit... presei. Ba da, așa este. Sistemul, sistemul chiar... ne oferă astfel de subiect. Mă rog, sistemul, nu din că... păcate, valorile școlii, în general, nu prea sunt prezentate. Avem foarte mulți olimpici. Nu ne vom opri doar la zona muzicală. Vom prezenta pe parcursul unui an. Asta vreau să văd, dacă vă opriți la zona muzicală, nu înseamnă că cei de la Georgenescu să câștige tot, liceul de arte, nu? Nu, vreau să spun că în acest an ne-am propus să prezentăm opiniei publice toate valorile din, inclusiv olimpicii noștri naționali și internaționali și cadrele didactice care i-au pregătit pe aceștia. Dacă avem valori de asemenea în zona artelor plastice și evident că exemplele ar putea continua. Vor fi susținuți în activitatea lor vârfurile? Noi suntem preocupați în primul rând să dăm notorietate acestor elevi, acestor valori pe care le produce școala eșeană. Și spunem și suntem convinși că este o inițiativă care nu poate fi decât... Este cât se poate de clar, dar la decât rândul remarcată. Lor... Evident că dacă vom dori să facem, iar putem specula și din orice, dar nu, poate nu, și nu trebuie că să albul speculăm. Este negru și faptul, că negru este alb. Faptul că nu mai le prezentăm fără a le susține... Păi, noi tragem un semnal de alarmă pe această cale, pentru că, uitați, avem peste 40 de copii care s-au înscris în această competiție. Și vă spun că avem voci extraordinare, de superclasă, care din păcate se pierd. Este și un semnal de alarmă pe care intenționăm să-l aducem în fața opiniei publice, să arătăm că acești copii și aceste valori le pierdem pe parcurs, deoarece suntem prea preocupați de aceste, uneori, de aceste jocuri politice, de aceste, mă rog, lupte Bun, între diverse fracțiuni și între diverse curente. Deci este că se poate declara, postul nostru de televiziune vă va sprijini în această inițiativă, pentru că mi se pare un lucru extraordinar. Mi se pare normal să fiți chiar alături nostru, vă invit și public să fiți da, acolo. Deci pentru este un lucru extraordinar să prezentăm județul Iași are viitor. Exact. De fapt, aceste valori... Noi considerăm că unul din punctele forte ale Iașiului este școala. Școala Bun. Și universitatea. Dacă noi vom uita acest aspect și nu vom da atenție celor doi vectori valorice a Iașului, riscăm să
nu atingem acea zona elitismului. Exact. Da. Mulțumim pentru participarea la emisiune. Doamnelor și domnilor, aici se încheie ediția de astăzi. Ați văzut o ediție care nu a născut, dar a și lăsat unele semne de întrebare. Să sperăm că săptămâna viitoare vor reuși să le lămurim. Până data viitoare, cele bune, la revedere!